În data de 20 august este ziua Parcului Național Grădiștea Muncelului Cioclovina, iar cu acest prilej, reprezentanții parcului au pregătit o serie de evenimente dedicate. Astfel, începând cu ora 14, turiștii vor fi așteptați cu ateliere de joacă și ateliere despre natură, iar de la ora 16 va fi un concert de vioară și pian la patru mâini, muzica munților. Mai mult de atât, începând cu ora 18, Căminul Cultural Bănița își așteaptă vizitatorii cu proiecția filmului Oamenii Drumului, Terra Banatica, Via Transilvanica, The Road Ahead. Evenimentul se desfășoară prin proiectul îmbunătățirea capacității turistice din Parcul Național Grădiștea Muncelului Cioclovina, finanțat de către MOL România și Fundația pentru Parteneriat Polgar Tarș Olopidvani, prin programul Spații Verzi, în parteneriat cu Asociația de Turism Retezat, Unitatea de Management a Destinației de Ecoturism Sara Hațegului Retezat. Scopul proiectului vizează creșterea vizibilității și importanței Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina și Țara Hațegului Retezat, destinație de ecoturism, atât la nivelul comunităților locale cât și la nivelul turiștilor, conștientizarea tinerii generații cu privire la importanța conservării mediului și crearea de facilități pentru vizitatori.